Fără o justiție independentă, nu există oameni liberi. Justiția e importantă pentru fiecare dintre noi. Dar cum arată azi în România profesioniștii justiției? Cine sunt? Cum gândesc? Ce valori are noua generație de juriști? Cine sunt ei dincolo de sălile de tribunal? Oamenii dreptății. Ați absolvit conservatorul la București, dar sunteți judecător acum în județul Iași. Cum s-a întâmplat această schimbare radicală? Cariera mea în domeniul muzical a fost oarecum stabilită de părinți, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori când ești mic. A fost alegerea mea și numai a mea, pentru că cel mai important lucru este ca deciziile importante din viața ta să le iei tu singur, ascultându-te pe tine și vocea ta interioară și ce simți. Cred că judecătorul ascultă, cântărește, analizează și decide. Și atunci am fost întotdeauna o persoană care a încercat să găsească soluții diferitelor situații cu care s-a confruntat și cred că mi se potrivește foarte bine în profesia de judecător. De ce să vă doriți să-i judecați pe alții? Pentru că întotdeauna am vrut să fac ceva care să aibă un impact social. Îți dorești să faci dreptate, nu îți dorești să judeci oamenii, ci vrei să-i ajuți, să-i sprijini, ei au nevoie de tine și atunci tu ești mijlocul prin intermediul căruia ei își găsesc dreptate. Profesora mea de informatică, după ce am prezentat Balul Bobocilor, mi-a spus: Bogdane, fă-te avocat. Cred că mi-am dorit dintotdeauna să fiu avocat. Un domeniu în care m-aș simți confortabil, un domeniu în care la vremea respectivă te gândeai că poți să schimbi ceva. Fiecare om în viața lui când e mic sau fiecare băiat vrea să fie polițist. Am vrut să plec din țară după ce lucrasem în avocatura de consultanță în perioada facultății și înainte de licență. Am făcut un master în Scoția și acolo mi-am dat seama că totuși vreau să particip să schimb ceva în România. La început, tatăl tot băga în cap că vorbesc prea mult și că să mă fac avocat și mi-a băgat în cap ideea asta de a la drept. Și bineînțeles că toată lumea se uita la filmele polițiste unde detectivii făceau cercetări penale. De fapt, îmi doream foarte mult să apăr oamenii, să caut adevărul. Și în primii ani de facultate, cumva am fost debusolată, pentru că nu găseam un domeniu în care să mă regăsesc. Și în anul 3 de facultate am descoperit că un procuror asta face, caută adevărul și ajută cumva la restabilirea ordinii. De ce ați optat să fiți procuror la DNA? Nu există anchete mai frumoase sau mai palpitante decât cele din zona de infracționalitate economico-financiară. E o diferență între ce se învață în școală și ce se întâmplă în momentul în care intri și afli în sistem? În școală înveți că a fi judecător este o preocupare în mare parte doar intelectuală, în care cântărești cine are dreptate, cine nu are dreptate și ajungi în practică și îți dai seama că de fapt multe din preocupările tale ajung să fie logistice. Se pune foarte mult accent pe însușirea cunoștințelor teoretice și poate mai puțin accent pe ceea ce înseamnă dinamica unui grup sau psihologia oamenilor și a situațiilor care pot apărea în fața instanței de judecată și pe care tu, ca și judecător, trebuie să le gestionezi. De fapt, să fii judecător înseamnă foarte mult să fii un bun psiholog, să știi cum să vorbești cu părțile, să știi cum să le faci să simtă ascultate și să le explici pe limbajul lor foarte multe lucruri care sunt foarte abstracte până la urmă. Una e să citești din cărți și alta e să simți dosarul, să simți oamenii, să vezi ce îți rezultă din probe. De ce vă simțiți vulnerabilă? În activitatea mea, pentru că mai am foarte multe de învățat. Sunt conștientă că este un exercițiu continuu de învățare în avocatură. Poți să fii în situația de a avea 23-25 de ani și trebuie să coordonezi o echipă de 5, 10, 15 polițiști, să știi să pui problema, să comunici cu ei, să poți să creezi o relație. Nu știu dacă aș vrea să mă văd pe mine la 25 de ani audind un martor raportat la tehnicile, să spunem, pe care le-am dobândit
prin exercițiu, prin discuții cu colegii, prin citit. Și e luat în serios un procuror care are 20 și un pic de ani, care lucrează cu ofițeri de poliție, care sunt în pragul pensionării, să spunem? Sigur că sunt luați în serios, pentru că așa spune legea. E ca în filme, în sala de judecată? Nu e ca în filme, nici în viața de avocat, nici în sala de judecată. Percepția oamenilor despre ce facem noi, bănuiesc că este că stăm tot timpul cu o robă și ascultăm oamenii și batem cu un ciocănel. Stăm în sala de judecată undeva o dată la o zi, o dată la două sau la trei săptămâni. În rest, suntem mai degrabă niște șoricei de bibliotecă care scriu și citesc foarte mult. 80% din activitatea noastră este să scriem la calculator, să explicăm de ce am dat deciziile pe care le-am dat. Pentru cineva care privește din afară, poate fi incredibil de plictisitoare ziua unui magistrat și a mea, bineînțeles. Nu suntem CSI, nu avem ecrane care apar din pământ ca în Matrix. A fi procuror în România e foarte similar cu o muncă de birou. Nici pe departe cum mi-am închipuit-o, că o să stau mereu prin câmpuri sau la ușele oamenilor pe care îi cercetez. Nu seamănă, în primul rând, pentru că sistemul de drept românesc nu seamănă cu sistemul de drept american. Ce fac detectivii este munca pe care o face poliția care lucrează cu parchetele. Procurorul, având mai degrabă rolul acela de a ghida, de a trimite oamenii, de a le spune ce să facă, e mai degrabă un lider de echipă decât omul care merge efectiv pe teren. Încă pot să am o zi în care scriu toată ziua, ceea ce nu pare foarte plin de adrenalină. Pot să am o zi în care am audieri sau alte activități care presupun să fiu mai dinamică. Încep ziua destul de dinamic, în sensul că deja tu trebuie să fii pregătit, să susții, să te aperi, să fii în momentul respectiv, să fii prezent pentru a-ți apăra cât mai bine clientul. Corespondență pe e-mail, în mare parte limba engleză, cel puțin în cazul meu. Teleconferințe cu clienți sau întâlniri organizatorice cu colegi. Avocații nu au un program în sensul în care îl înțelege lumea, în sensul că nu avem ore fixe de la 9 la 5, ci trebuie să ne dedicăm dosarului cât timp este nevoie. M-a atras acest dinamism al avocatorii de litigi pentru că presupune interacțiunea atât cu instanța, cât și cu oameni noi de fiecare dată. Păi, în primul rând, încep cu lucrurile administrative la birou. Verific dacă sunt udate florile și îmi dau drumul la radio ca să-mi creez atmosfera necesară pentru ziua respectivă. Ajung în jur de 9 la birou, după care sunt cam 10 ore de haos, agitație. Polițiștii cu care lucrez au 1000 de dosare. Eu supraveghez toate acele dosare. În momentul în care se finalizează cercetările într-unul din acele dosare, eu vizez soluția propusă de către polițist și dosarul va veni la mine și îl voi soluționa. Cum arată o zi din viața unui ofițer de poliție care lucrează acum pe linia furturi din locuințe? Se trezește dimineața, se duce la muncă, deschide fișetul și ține un pic de dosarele care stau să gardă peste el. 1000 de dosare în dreptul unui judecător în fiecare an. Comparativ cu alte state europene, e mult, e puțin, e la fel? Cred că la noi procedurile sunt un pic îngreunate de condițiile logistice pe care le avem și de procedurile ușor mai birocratice, a zice, decât sunt în afară. Au fost foarte multe persoane care au ieșit din sistem și o mare, foarte mare lipsă de personal. Dosarele astea s-au tot dat de la unul la altul și ajungi să ai, nu știu, 100-200 de dosare prin anii 2015-2016. În București și în majoritatea țării, dosarul este fizic. Totul se depune fizic la dosar.
iar tot ce se depune electronic se printează și se atașează fizic la dosar. Poți să ai un rechizitoriu care se întocmește într-o lună, poți să ai un rechizitoriu care se întocmește într-un an sau un rechizitoriu care se întocmește după 5 ani de anchetă. Pentru un singur dosar am lucrat și 2 luni consecutiv. Practic, timpul curge cumva la fel și pentru cei care comit infracțiunile și pentru cei care le cercetează. Câte ore pe zi lucrează un judecător? Diferă foarte mult. Am avut perioade în care am lucrat 13-14 ore pe zi și perioade în care am lucrat 8-9 ore. Poți să ai zile în care muncești câte 10 ore, câte 14 ore, în care ajungi acasă doar să îți faci duș și să mănânci și să te schimbi. Poți să ai și zile mai liniștite. Orele suplimentare pe care le face îi sunt plătite? Poate să lucreze de acasă? Noțiunea de ore suplimentare e destul de străină. Nu cred că se plătesc vreodată în Ministerul Public orele suplimentare. Am muncit pentru a dobândi acest statut de președinte de instanță, respectiv de formator, dar îmi aduc atât de multă mulțumire încât nu stau să mă concentrez prea mult că am programul foarte încărcat. Pentru un trai decent în România e suficient salariul unui magistrat? Cred că este mai mult decât rezonabil. Se spune că dintre toți oamenii sistemului, avocații ajung să câștige cel mai repede bani. E adevărat? Nu cred. Competiția este extrem de mare. Sunt în prezent în București activi peste 10.000 de avocați. Dacă vrei să muncești în folosul public, te faci procuror sau judecător și dacă vrei să câștigi bani mulți, te faci notar sau avocat. E un stereotip. Și ce e adevărat aici? Notarul e un judecător de pace care încearcă să preîntâmpine conflicte și mediază de foarte multe ori interese. Și atunci interesul public nu este deloc exclus, dimpotrivă, e acolo în fiecare operațiune și procedură și fiecare act pe care îl face. Dar oamenii când ajung la notar sunt deja înțeleși? Din păcate nu e așa. Mi-ar plăcea să fie așa, dar mare parte din ceea ce facem noi este și să aducem două părți cu interese contrarii la un act comun. Rolul procurorului nu este de a inculpa cât mai multe persoane, ci de a stabili într-o situație dată care e foarte restrânsă ca informație în momentul în care ajunge la procuror. Pe de o parte, ce s-a întâmplat și ce soluție se impune. Procurorul în sistemul de drept românesc este cel care administrează probe atât în favoarea cât și în defavoarea suspectului sau inculpatului. Deci el efectiv caută să găsească adevărul. El nu trebuie să țină o parte. Spre deosebire de avocat care de cele mai multe ori este angajat unei părți. Poate cineva, neavând dreptate, să câștige în instanță pentru că are un foarte bun avocat? Da. Atât timp cât procedural totul e în regulă și sunt probe care demonstrează vinovăția, nu știu cum ar putea un avocat să ajungă să obțină o soluție de achitare. Poate doar o soluție mai blândă de condamnare. Mereu mă gândesc că un client, că orice client are nevoie de o apărare și că trebuie să primească o soluție justă în instanță, chiar dacă este vinovat sau chiar dacă poate are mai puțină dreptate. Mi se pare important să-i fie respectate drepturile și atunci, în cazul acela, aceea ar fi misiunea mea, nu neapărat să-i fac dreptate, ci să mă asigur că îi sunt respectate drepturile. Dreptatea înseamnă, de fapt, că situația faptică pe care tu vrei să o prezinți este conformă cu legea. Iar aici ține de interpretare. Dacă judecătorul va interpreta că ce ai prezentat tu e conform, faptic, e conform cu dispozițiile legale, dacă el interpretează legea în sensul respectiv, atunci îți va da dreptate. Rolul avocatului este de a pune în lumină cele mai bune argumente pentru o soluție favorabilă a acelui client. Pentru că legea este interpretabilă, din fericire pentru avocați. Plecați și dezamăgită de hotărârile pe care uneori sunteți nevoită să le luați ca magistrat? Uneori da. Poate eu simt în sinea mea că partea respectivă ar avea dreptate, dar probatoriul pe care el face este insuficient și atunci trebuie să-i dau dreptate celeilalte părți. Din fericire au fost cazuri în care, deși
ne-am agățat de o fărâmă sau de un aspect procedural sau chiar de fond, am reușit să obținem o soluție favorabilă. De fapt, există acele zone în care legea permite mai multe interpretări, iar acolo puterea de convingere a avocatului, susținută de argumente juridice, evident, de documente, de interpretări, de doctrine, de un ansamblu de chestiuni care se formează strategia, să conducă la un rezultat pozitiv. Sunt lucruri care nu sunt scrise negru pe alb în lege și cred că sunt o manifestare până la urmă și a independenței justiției. Deși îmi dau seama cum poate fi frustrant din perspectiva omului care primește o soluție diferită față de vecinul lui. Adevărul judiciar trebuie să rezulte din probe și atunci dacă nu ne rezultă din probe, nu avem cum să-l validăm. El poate să fie un adevăr faptic, dar poate să nu devină un adevăr judiciar. Deci sunt oameni care pot pleca din instanță fără să simtă că li s-a făcut dreptate, deși adevărul faptic este de partea lor. Da, se pot întâmpla situații de acest gen. Uneori, dreptatea nu cred că se confundă cu adevărul din varii circumstanțe. Nu a fost niciun martor la fața locului, nu sunt probe. De multe ori clientul vine și își expune deja o convingere evident că are dreptate și că trebuie să-i se facă dreptate și atunci vine bine meritata întrebare: dumneavoastră ce doriți? Să vi se dea dreptate sau să vi se spună adevărul, cum ar trebui să fie interpretat cazul dumneavoastră? Noi în drept spunem că există un adevăr obiectiv, adică ce s-a întâmplat în realitate, și un adevăr judiciar, adică ceea ce poate fi probat. Și ceea ce nu se probează nu există. Vi se întâmplă și astfel de situații în care să nu puteți să aduceți în fața judecătorului suficiente probe pentru un dosar? Eu, dacă apreciez că sunt suficiente, fac rechizitoriu și trimit în judecată, iar judecătorul, dacă apreciază insuficiența, îmi restituie dosarul și îmi spune, din punctul meu de vedere, ar mai trebui făcute alte probe. Cu ce sentiment plecați din instanță după o decizie în care știți că, indiferent cât de corect ați aplicat legea, sunt oameni care, de pe urma acestei decizii, vor fi nemulțumiți? Lucrul care mă preocupă cel mai mult când iau o decizie este ca ea să respecte legea, atât în litera cât și în spiritul ei, și să fac cât mai multă dreptate pentru toată lumea implicată. Însă faptul că cel puțin jumătate din persoanele care vin în fața mea o să fie nemulțumite, e un lucru pe care trebuie să-l accepți. Altfel n-ai cum să faci jobul ăsta. Cred că asta este un avantaj al avocatului, în sensul că el vine și a făcut treaba, a pledat cât mai bine posibil pentru clientul lui și mai departe judecătorul este cel care are responsabilitatea și care va decide exact ce cuantum al despăgubirilor se cuvine. Judecătorul are mereu obligația de a soluționa cauza, adică nu este permis să spună legea nu prevede ce trebuie să fac aici sau nu sunt suficiente elemente încât să iau decizia corectă. Nu are voie să facă asta. Judecătorul trebuie să dea soluția de fiecare dată. Puteți refuza cauze? Nu, nu. Ce anume v-ar determina să refuzați un client? Cel mai probabil aș refuza un client dacă aș considera că demersul în care m-ar utiliza pe mine sau mi-ar utiliza cunoștințele ar fi unul ilegal. Ca om care împarte dreptatea, vă simțiți frustrat de această diferență între adevărul faptic și cel judiciar? Evident că suntem oameni și ai o latură de sensibilitate, însă știi că tu ești acolo să faci dreptate potrivit unor reguli. Regulile trebuie să fie respectate de toți, în primul rând de judecător. Decizia judecătorească e una obiectivă sau subiectivă? Ceea ce trebuie să faci ca judecător este să conștientizezi acea prejudecată, pentru că ea există, deci nu poți să o ignori. Trebuie să o conștientizezi și apoi să o înlături din raționamentul tău logic. Aplicăm efectiv o pedapsă cu care e de acord inculpatul. Persoana vătămată nu e întrebată. Și atunci noi trebuie să reprezentăm și interesele persoanei vătămate într-o situație de genul acesta. Și atunci putem să spunem că decizia e una obiectivă sau subiectivă? Atunci când vorbim de sentințe în penal, sigur că sunt obiective. Subiectivitatea intervine întotdeauna în funcție de caz. De asta cred că
nu vom putea înlocui niciodată umanul din justiție, pentru că nu există două cazuri la fel. Cred că atâta timp cât sunt oameni implicați într-un proces anume, de orice natură, juridic, medical, jurnalistic, de orice fel, cred că există și o doză de subiectivism, fără îndoială, și cred că trebuie să conștientizăm lucrul ăsta, tocmai pentru a limita, să fim conștienți de propriul subiectivism și de propriile prejudecăți, tocmai pentru a le limita. Contează la ce judecător pici? Mi-ar plăcea să cred că nu. Poate că ni s-a întâmplat și nouă să ni se fure din casă sau din portofel sau... Și atunci tindem, oameni fiind, să relaționăm cu ceea ce ni s-a întâmplat și să ne raportăm la asta, poate și în situații în care nu ar trebui. Se întâmplă să empatizați cu cineva implicat în proces, cu victima sau chiar poate cu inculpatul? Se întâmplă și lucrul ăsta. Există anumite dosare unde există infracțiuni săvârșite asupra minorilor, lipsiri de libertate, atacuri, violențe, și faptele sunt descrise în amănunt pentru că eu, ca judecător, vreau să aflu, vreau să știu acele amănunte, ca să pot să-mi fac treaba până la urmă. Eu trebuie să fiu obiectiv și imparțial, însă resimt acele emoții care vin din sală. Am avut un domn care își pierduse fiul la Revoluție și care mi-a solicitat daune morale de la statul român pentru nesoluționarea dosarului Revoluției. Adică el mi-a spus că pentru el este o suferință faptul că până la acest moment, după aproape 30 de ani, nu știe cine i-a omorât fiul și se luptă pentru asta. Și într-adevăr m-a impresionat foarte mult cazul lui, astfel încât i-am admis cererea și i-am acordat daune morale în cuantumul maxim pe care dânsul l-a solicitat. Un judecător, desigur că trebuie să dea dovadă și de empatie, dar în același timp el trebuie să facă în așa fel încât legea să fie respectată și aplicată. Da, mi se pare că empatia este o... ar trebui să fie o calitate a oamenilor care activează în sistemul de justiție. Sunt foarte puține pricinile în care doar prin impresionarea unei anumite persoane reușești să obții o soluție. Și sincer, nici nu mi s-ar părea corecte, pentru că nu suntem în sistemul american în care... Avem o curte de jurați. Da, nu suntem acolo și nici nu știu dacă e bine să fim acolo. Mie mi se pare momentan potrivit să ai un om pregătit în fața căruia te afișezi, în fața căruia îi prezinți argumentele. Reprezentați asigurătorul în litigiile din instanță. Vă ajută sau vă încurcă faptul că puteți să empatizați cu victimele? Dacă empatizez, empatizez la nivel uman, după care mă dedublez și trec în sfera profesională în care îmi văd de cazul meu. Sigur, îmi pare rău pentru victimă, dar apoi iau speța ca atare și găsesc argumentele pentru clientul meu. La o audiere a unui agresor, cum vă țineți în frâu propriile sentimente? De cele mai multe ori persoanele au anumite scăpări, să le spun așa, în viața lor. Și îmi dau seama că și mulți dintre ei regretă lucrul ăsta. Și îmi dau seama că și în situațiile respective au fost anumite momente în care persoanele au fost descumpănite și au făcut infracțiuni. Oricui se întâmplă să empatizeze, aș avea o problemă dacă n-aș putea ca om să empatizez cu o altă persoană sau cu o situație dată. Da, încerc să-mi dau seama de ce se comportă într-un anumit fel, pentru că un martor care se bâlbâie poate să aibă o sumedenie de motive. Să-ți dai seama dacă bâlbâitul este cauzat de emoție, e cauzat de faptul că nu se simte confortabil să discute într-un cadru quasi-public, este cauzat de o minciună pe care trebuie să o repete. Atunci, pentru un inculpat, nu e important la ce procuror ajunge cazul lui? Nu ar trebui să existe diferență de la procuror la procuror în funcție de cum va considera cazul. Cazul este același. Poate că sunt procurori empatici și procurori care
consideră că empatia nu are ce căuta în actul de justiție. Empatia intervine la modul în care discuți cu persoanele vătămate, în care afli de la ei destule încât să-ți poți face o imagine de ansamblu. Nu poți să fii un om lipsit de empatie sau cu o empatie necultivată. Nu vorbim despre a transpune neapărat acea empatie în decizie și în hotărârea pe care o dăm. De multe ori ești în situația de a pune în balanță nevoia de a se face dreptatea victimei cu nevoia de a nu aplica sau solicita o pedapsă prea gravă care va duce la imposibilitatea reintegrării făptuitorului. Povestiți-ne un caz care v-a marcat din experiența de până acum ca judecător. Cazurile care mi-au rămas cel mai mult în minte nu sunt cele care au fost cele mai grele din punct de vedere juridic, ci cele care au avut o mare încărcătură emoțională. Lucrez în domeniul asigurărilor și sunt marcante dosarele în care se există decedat sau persoane care rămân cu un handicap nerevizuibil și atunci, deși noi suntem de partea asigurătorului și trebuie să avem grijă ca despăgubirile care sunt acordate să fie totuși echilibrate și nu sume exagerat de mari, să nu există îmbogățire neîntemeiată în urma unui astfel de accident, ele totuși te încarcă emoțional. Am asistat victimele unui accident rutier foarte mare. Tu discutai cu persoane care trecuseră printr-o traumă. Discuția era de pretenții pecuniare, nu era de consiliere psihologică, însă implica și o parte de consiliere psihologică. Am lucrat la un serviciu care gestiona manifestațiile publice. Cred că perioada cu tăierile salariale din anii 2010, în care lumea a început să învețe să iasă în stradă, a marcat din punct de vedere profesional. În ce fel? Modul cum sunt percepute aceste manifestații în interiorul forțelor de ordine. Ar fi ideal să nu existe și oarecum protestatarii sunt adversari. Întotdeauna sunt cei care îți dau de lucru. La momentul respectiv, atitudinea era una ostilă. Era una ostilă și de neînțelegere față de fenomenul care începea să se manifeste. Tragice sunt cazurile de divorțuri, unde doi oameni se despart, mai sunt și niște copii la mijloc, iar aici intervine maestria și relaționarea judecătorului cu părțile, aducându-le la cunoștință toate mizele unui asemenea proces. A trebuit să decid de curând în legătură cu programul de vizitare pe care un tată l-avea cu minora sa, în condițiile în care există niște acuzații de abuz sexual din partea tatălui asupra minorei, acuzații făcute de către mamă. Cine a avut câștig de cauză, mama sau tatăl? Având în vedere posibilitatea de a exista acest abuz asupra minorii, ne-am gândit că cel mai bine ar fi să protejăm temporar copilul. Am avut de mediat, în sens larg, interacțiunea dintre doi părinți care își disputau minorul. Unul dintre cele mai tulburătoare este relativ la divorțuri. Pe noi legea ne obligă să ascultăm minorul, dar nu se prevede nimic ce facem cu informațiile pe care le avem de la minor. Și avem obligația să-l ascultăm în prezența părinților. Copilul stătea lângă mama, simțeam presiune din partea mamei, tatăl stătea mai departe, stabiliseră încredințarea să facă către mama. Și copilul, în momentul în care încercam să discut, nu întrebam dacă e de acord să stea la mamă, dar cum mi s-ar părea viața ulterior, să înțeleagă ce înseamnă divorțul și așa mai departe, a izbucnit în plâns și mi-a spus că ea nu vrea să stea cu mama. Din diverse motive care m-au durut sincer pe mine când le-am auzit. Îmi dau seama că orice decid eu ca procuror influențează
cei doi adulți, te influențează și copilul care nici n-a ales și nici nu poate să-și exprime în vreun fel opțiunile în cadrul anchetei. Poate un notar să negocieze în chestiunea copilului sau se ajunge la tribunal? Decizia influențată de o astfel de reacție poate fi doar de a trimite părțile la instanță. Atât. Pentru că uneori părțile sunt dispuse să tranzacționeze copilul așa cum tranzacționează bunurile și aici e momentul în care reacționez că nu e în regulă. Mă afectează foarte mult dosarele cu persoanele vătămate minore. Mi se face pielea de găină și acum când mă gândesc. Era vorba de o fetiță care avea doar 10 ani și m-a impresionat pentru că a avut prezența de spirit și curajul necesar să fugă și deși stătea în zona rurală, a fugit efectiv prin câmp noaptea, la două noaptea și imaginea efectiv cum vizualizam ceea ce s-a întâmplat, m-a marcat. M-au sunat colegii de la poliție că mama unei fetițe de 2 ani a venit la secție și a făcut o plângere pentru că fetița ei de 2 ani fusese agresată sexual de către verișorul de 16 ani. Fetița mai mare de 8 ani, care era dusă la psiholog de ceva vreme, a recunoscut și ea că trecuse și ea cu ani în urmă prin același gen de întâmplări. Inculpatul a recunoscut comiterea tuturor faptelor, audiat fiind de poliție. L-am chemat în fața mea să-l audiez și eu. Și văzând actele din dosar, îmi imaginam un individ dintr-un mediu promiscu, agresiv poate. În fața mea a apărut un băiețel, foarte timid, foarte cumințel. Și povestea lui era că părinții erau divorțați, mama a plecat la muncă în Italia și el locuia la țară cu o bunică. Era cel mai bun din clasă, avea numai note mari, dar în același timp era singur, nu avea niciun fel de ghidaj în familie și a descoperit pornografia pe internet. Pe mine m-a marcat foarte tare pentru că mi s-a părut așa o imagine dureroasă a societății cu foarte multe implicații. Când trimiteți un astfel de inculpat în instanță, ce sentiment aveți? Că îi schimbați destinul, poate pentru totdeauna, că faceți dreptate societății sau victimei? Cel mai mult la victimă te gândești, evident. Sunt presiuni asupra judecătorilor, sunt telefoane pe care le primiți de la cei implicați în cauză pe care le judecați? Am auzit de la colegi mai în vârstă care îmi spuneau că li s-a întâmplat să fie sunați. Cineva să vă telefoneze vreodată ca să vă influențeze parcursul într-un dosar? Nu, niciodată. Nu au existat niciodată presiuni, independența mea a fost respectată întotdeauna și cred sincer că ești atât de independent cât vrei tu să fii. Din fericire, nu. N-am pățit. Deci, cred că România e o țară în care procurorii sunt în siguranță. Fiind la Direcția Națională Anticorupție, aveți de-a face cu cazuri în care sunt implicate persoane publice sau care au legătură cu persoanele publice? Reprezintă asta o formă de presiune? Generic, poate reprezenta, cred, o formă de presiune. Dar e bine ca atunci când îți faci ancheta să anonimizezi cumva în capul tău cine este făptuitor. Toate dosarele sunt cumva la fel, indiferent de persoanele care sunt cercetate, pentru că procedura e aceeași, mijloacele pe care le poți administra de probă sunt aceleași. Dacă ai decis să fii procuror și ai decis să mergi în acea unitate de parchet, că nu te obligă nimeni, îți asum că poți să separ sau să dai deoparte în timpul zilei când îți faci activitatea tot ce este zgomot de fundal. Urmăriți reacțiile din presă care sunt în anchetele pe care le desfășurați, reacțiile unora dintre inculpați, la felul în care se desfășoară ancheta? Nu urmăresc fiecare emisiune care ar putea să aibă ca subiect ceva ce se întâmplă în Ministerul Public. Pentru că nu cred că în dosar are vreo influență cine se supără sau cine nu se supără, ce declarăm public sau nu declarăm public. Da, în mod evident că dacă citesc
un articol sau o opinie care este în contradicție vădită cu ceea ce se întâmplă în realitate, da, am sentimentul uman de iritabilitate. Ați avut vreun caz pe care să-l instrumentați și care, prin natura împrejurărilor, să fi fost public mediatizat? A fost un caz în care am participat ca procuror de judiciar, foarte cunoscut și mediatizat. Citeați presa în legătură cu cazul pe care îl instrumentați? După ședințele de judecată, citeam să văd ce s-a scris. Dar au fost încercări concrete de intimidare de când sunteți la DNA? Nu, ca forme de intimidare, nu, ca să spun plastic, au fost săcăieri. S-au scris și lucruri despre viața dumneavoastră personale. Acestea le catalogați ca fiind tot săcăieli? Atunci când intri cu bocancii în viața privată a unui om care a ales să-și țină viața totuși privată, cred că nu mai are legătură nici cu presiunea, nici cu intimidarea, nici cu scăiala. E pur și simplu un mod nelegal de a-ți face meseria. Pe de altă parte, n-ați apărut cu dezmințiri. Aleg să nu validez un comportament cu care eu nu sunt de acord și aleg să nu-l validez nici măcar printr-o dezmințire sau printr-un drept la replică. Cum ați defini justiția în România? Work in progress. Ați resimțit în ultimul an schimbările din justiție datorate, evident, rezultatului alegerilor ultime parlamentare? Nu știu în ce măsură sunt din cauza alegerilor, cât simt ca efect alegerile făcute în Parlament și în guvern, despre care și colegii mei și inclusiv eu am vorbit pe larg și în proteste și prin memorii. Influențează la modul general inflația legislativă. Nu trece zi, evident, în care să nu căutăm sau să nu ne interesăm despre o anumită lege, încercând să obținem forma actualizată și, într-adevăr, sunt multe modificări și legi care apar sau ordine circulare, norme de aplicare. Dacă nici judecătorul, nici procurorul, nici avocatul nu știu la începutul zilei de muncă dacă avem sau nu avem un articol în codul penal sau în codul de procedură penală, niciunul dintre profesioniștii enumerați nu o să-și poată face treaba bine până la finalul zilei. Se iau măsuri fără a fi consultate persoanele care sunt afectate direct, atât noi din sistem, cât și beneficiarii sistemului, care, zic eu, sunt și mai importanți. Se iau decizii fără a se face studii de impact, fără a se cunoaște realitățile din teren. Să nu știu astăzi dacă îndeplinesc sau nu îndeplinesc criteriile pentru a semna mâine o ordonanță la unitatea de parchet în care funcționez, nu este benefic nici pentru procurorul care se duce la serviciu în fiecare dimineață, nu e benefic nici pentru cetățenii care sunt implicați în procedură și nu cred că este benefic nici pentru sistem în general. Noi, avocații, nu am avut neapărat o poziție față de greva magistraților. Cumva, la nivel individual, evident că ne-am susținut colegii, dar nu a existat o luare de poziție din partea corpului profesional din care facem parte. Când sunt așa de multe schimbări legislative, desigur că pe de-o parte o vezi ca pe o provocare profesională la care noi încercăm să facem față și să răspundem pozitiv de fiecare dată, dar poate să reprezinte și o vulnerabilitate. De altfel, această vulnerabilitate este dovedită prin multiplele decizii ale Curții Constituționale care au declarat ca fiind neconstituționale foarte multe dispoziții, atât din civil cât și din penal. Era necesară înființarea acestei secții speciale de investigare a magistraților? Nu era necesară și erau resurse suficiente astfel încât să se investigheze cazurile cu magistrați de către structurile clasice anterioare. Întotdeauna contează cine conduce o instituție. În ultima perioadă ați resimțit schimbări în activitate datorate numirilor de la Ministerul de Interne? Oricare ar fi presiune, nu cred că ajung până la nivelul unui lucrător.
la o secție de poliție. La, nu știu, la nivelul eșalonelor superioare este posibil, tot ce e posibil. Ați votat la ultimele alegeri? Întotdeauna am votat. S-a întâmplat să fiți dezamăgit de cei pe care ați votat? Da. Vă temeți sau vă avantajează că numele dumneavoastră va fi preponderent legat de un mare dosar și al unui om cu o foarte mare funcție în stat? Aș vrea ca lucrurile care sunt importante despre mine și care sunt importante pentru orice alt om cu care intru în contact să țină de mine și de ce sunt eu și nu neapărat de ce dosar anchetez într-un moment sau altul. Cum arată o zi din viața unui procuror atunci când el nu e la serviciu, când nu se ocupă de un dosar? E un om absolut normal, care face cumpărăturile în Carrefour și duce gunoiul. În principal stau cu copiii. Îmi place foarte mult să mă plimb, să ies cu ei în parc, să ne jucăm. Uneori mai mergem la teatru sau la film. Mă relaxez, îmi place să călătoresc. Îmi place să mă bucur de toate oportunitățile pe care le oferă Bucureștiul. Merg la teatru, merg la operă. Îmi plac concertele și festivalurile de muzică. Eu, deși sunt destul de ocupat, nu sunt atât de ocupat încât să ajung să mă plâng și să spun că nu mai am timp să citesc o carte. Asta ar fi mult prea mult. Și ține până la urmă de fiecare să-și facă timp pentru el. E esențial. Ce fel de filme vă plac? Filmele românești. Surprind realități din viața de zi cu zi și le transpun și de foarte multe ori mă identific cu ideea din piesa de teatru sau din film. Mă plimb. Pe unde? Pe unde apuc? Pe munți. Povestiți despre cazurile pe care le aveți acasă sau prietenilor. Acasă mă întâlnesc cu soțul meu, care de altfel este și colegul meu de muncă și ce am de discutat, discut tot la serviciu. Dar acasă deja avem alte preocupări. Ne gândim la cu totul altceva, știm ce a făcut fiecare pe la serviciu și nu mai vrem să mai discutăm despre serviciu. Eu cel puțin încerc destul de mult să nu aduc profesia acasă, mai ales că este una cu încărcătură destul de mare. Vă afectează ceea ce aflați la cabinetul notarial în vreun fel, în viața privată? Eu zic că nu. Zic că închid ușa și au rămas acolo, dar mă gândesc la ele. Mă gândesc în chestiuni de familie la care nu ai cum să nu te gândești când ți se expun. Nici nu sunt convinsă că e foarte bine să-ți contaminezi zona de liniște cu lucruri care sunt strict profesionale. De principiu reușesc să separ ce se întâmplă la serviciu de ce se întâmplă acasă. Dar când știți că sunt oameni care, așa cum povesteați, nu dau de bănuit în momentul în care îi privești față în față că pot reprezenta un pericol, nu sunteți mai prudentă sau mai bănuitoare? Nu sunt. Dintotdeauna am fost genul care a acordat prezumția de nevinovăție cu larghețe tuturor. Până la proba contrarie, sigur, dar îmi place să trăiesc și eu și să-mi cresc și copiii într-un sentiment de siguranță și de libertate, nu într-un sentiment de grijă și de suspiciune. Sunteți un om al regulilor. Ce reguli obișnuiți să încălcați? Recunosc că mai traversez pe roșu din când în când. Mai ales în domeniul rutier, să depășesc viteza legală. Mi se mai întâmplă să traversez unde nu e trecere de pietoni. Dar mă limitez la astfel de lucruri pe care recunosc că le fac în mod deliberat. Recunosc că am două amenzi pentru viteză, dar în același timp, în apărarea mea, viteza era chiar foarte mică. Aveam undeva la 60 și în localitate. Pe drumul dintre casă și serviciu, depășiți viteza legală? Da, depășesc viteza legală. Au fost situații când am încălcat și am răspuns. Pe roșu ați trecut vreodată? Nu. Am trecut pe galben. Ce reguli? De circulație.
Și a fost vreodată prins de vreun coleg de la poliția rutieră? Da, da. Am luat și amendă. Ați plătit amendă? Dacă am plătit-o, da. Ați recunoscut fapta sau ați contestat pentru că... O singură dată am contestat. Soluția judecătorului a fost într-atât de convingătoare încât am zis gata. N-am mai exercitat nicio cale de atac și am zis că mi-am asumat vina. Și sunt îngăduitori colegii de la rutieră? Câteodată da, câteodată nu. Depinde de faptă. Dar v-am spus, am avut și permisul suspendat. Ați negociat vreodată cu un polițist după ce ați încălcat o regulă de circulație? M-aș simți și incredibil de prost să propun ceva sau să încep o discuție plecând de la ideea că eu lucrez într-un anumit domeniu și ar trebui să mi se aplice alt regim legal decât cel prevăzut de lege atunci când tocmai asta fac eu. Cel puțin în materia circulației, făzând de atâtea cazuri și dându-mi seama ce se poate întâmpla, nu mai mi-e atât de ușor să zic că nu contează, mai merg cu 10 km în plus sau 20 km în plus, pentru că aia este deja o faptă ilicită care îți poate atrage răspunderea, chiar dacă nu ești tu vinovat de acel accident. Vă place viteza? Da, dar nu exagerez. Cred că cel puțin până acum nu mi-am luat nicio amendă pentru încălcarea limitelor de viteză. Dar ați încălcat limitele de viteză? Da, le-am încălcat. Nu prea obișnuiesc să încalc regulile, nu. Sunt destul de conformistă, recunosc. Nu sunt genul care să-i placă scurtăturile. Traversați neregulamentar? Nu prea, nu. La facultate am luat o amendă pentru că am trecut în fața facultății pe roșu. Deși un șofer a oprit și mi-a făcut semn să trec, pentru că era semafor intermitent pentru el. Da, nu. Mi-am luat și amendă pe rate. Parcați neregulamentar? Nu. Asta niciodată, pentru că mi-e frică că o să-mi iau mașina. Cred că am mai parcat pe marginea trotuarelor prin militari. Ați dat bani parcagiilor? Interesant. Da, cu siguranță am dat, dar am cerut bon. Nu am primit întotdeauna. M-a întrebat dacă vreau să parchez și i-am spus că da, prin semne, cum te întreabă. Și a dat lădița la o parte, eu am parcat. Da, până la urmă e un om care a dat un obiect la o parte ca să vă așezați mașina acolo. Deci v-a făcut un favor, nu v-a simțit îndatorată? Nu. Nu, pentru că el nu a dat un obiect la o parte, l-a pus un obiect ca să mă oblige pe mine să mă simt îndatorată, ceea ce e foarte diferit. Uit să-mi plătesc factura la telefon, spre exemplu. Și asta e o încălcare a unui contract, că m-am obligat să o plătesc la data stabilită în acordul cu societatea de telefonie mobilă. Nu mă face nici mai puțin procuror, mă face pur și simplu un om normal. Cred că e imposibil să trăim fără să încălcăm și noi reguli. De fiecare dată când se strică cumva această imagine că procurorul și judecătorul trebuie să fie un exemplar de muzeu, cei care au crezut în imaginea asta au o reacție emoțională și o dezamăgire inerentă pe care nu văd de ce am vrea să o creem. Nu cred că trebuie să facem o scuză publică pentru faptul că suntem oameni. De ce credeți că sunt magistrați dovediți care iau șpagă? Pentru că nu și-au înțeles foarte bine menirea, scopul pe care îl au. În momentul în care ai dorit să devii judecător, ți-ai asumat o anumită responsabilitate. Și profesionalismul de care trebuie să dai dovadă trebuie să fie la cele mai înalte niveluri. Cred că atâta timp cât un procuror sau un judecător își desfășoară activitatea la serviciu și viața privată în limitele unui om normal, nu suntem în afara bunei reputații. Merită să fii judecător în România?
Sigur că da, merită să fii judecător. Din ce considerente? Bineînțeles că nu este totul lapte și miere, cum poate și imaginează cineva care nu a ajuns încă în sistem. Instanțele de judecată sunt și ele tributare autorităților și au nevoie de finanțare de la bugetul de stat și din acest motiv sunt suficiente probleme în sistem. De ce au oamenii sentimentul că dacă se adresează unei instanțe din România, începe o luptă foarte grea și de lungă durată? Oamenii au doar dosarul lor, dar noi mai avem încă sute de dosare pe lângă. Eu cer și adeverință de Asociația de Proprietari și facturi pentru debite la energie, la gaze și așa mai departe, lucruri pe care dacă aș avea la dispoziție un sistem, aș putea să le verific acolo. Sunt multe acte și pentru cineva care vine să facă un act, îmi dau seama cât de cronofag este să facă rost de toate documentele necesare. Principala problemă pe care o identific ar fi neîncrederea cetățenilor în sistemul de justiție. Prin urmare, modelul de justiție pe care l-aș avea în minte ar fi acela care ar oferi garanția unui act de justiție demn de încrederea cetățenilor. Cum poate fi îmbunătățit sistemul de justiție în România? În primul rând, cred că procesele se pot soluționa într-un termen mult mai scurt. Celeritatea procesului civil este deja un principiu care apare și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, l-am adoptat și noi în cont de procedură civilă. E important ca cetățeanul să se facă dreptate în momentul ăla când are nevoie și nu 5 ani mai târziu cât durează un dosar. Care sunt încă vulnerabilitățile sistemului de justiție din România? Mi-aș dori foarte mult să înființez dosarul electronic. Ca să avem un dosar electronic, totuși, ai nevoie de o infrastructură, ai nevoie de scanere de mare viteză și, foarte, foarte important, ai nevoie de spațiu, dar mai ales de oameni care să poată să gestioneze aceste activități. Ori aceste lucruri ne lipsesc în momentul de față. Când victimele vin să depună plângere, îi simțiți ca privindu-vă cu încredere sau mai degrabă cu disperare? Cu resemnare, oarecum. De multe ori vin și domne, știu, asta mi s-a furat, știu că nu o să-mi recuperez bunurile, dar vreau să vă spun că poate îl prindeți. Eu încurajez pe oameni să vină să depună plângere și mai mult îi încurajez pe oameni să meargă până la capăt. Făptuitorul, hoțul, e prins până la urmă. E o chestiune de timp. Și ce poate să ofere cetățenilor această garanție pentru ca ei să aibă cât mai multă încredere în sistem? Încrederea în justiție este, de fapt, încrederea în oamenii care fac justiția, în actorii din sistem. Și mă refer aici la judecători, procurori, avocați. Pentru mine este preocuparea cea mai importantă, activitatea extra job, aceea de a găsi soluții pentru crește nivelul de educație în România. Dar există și suficiente satisfacții pe care le ai. În primul rând, am sentimentul libertății, pentru că știu că eu singur îmi gestionez activitatea. Aveți sentimentul când instrumentați dosare foarte importante și foarte grele, că de ceea ce se întâmplă în ele poate să depindă chiar destinul unei țări? Nu cred că destinul unei țări poate sau ar trebui să depindă de un caz concret. Nici nu vreau să existe vreodată această ipoteză. Aici, dacă ar exista și ar avea și o dramă de validitate, și un dram de validitate ar însemna că ceva a mers profund greșit până acolo. Ce înseamnă dreptatea? Odată asigurarea respectării drepturilor oamenilor și, în al doilea rând, neapărat sancționarea, ci acordarea fiecăruia ce se cuvine. Ca fiecare om se bucure de drepturile pe care le are. Pentru mine, dreptate înseamnă puțin și echitate și echilibru într-o soluție. Stabilirea adevărului în cauză și restabilirea ordinii sociale până la urmă. Despre asta este vorba. În primul rând, e o componentă esențială a oricărei societăți funcționale. E ca un organ vital al corpului uman. Ceea ce facem noi prin justiție este tocmai asta, să încercăm să reparăm un rău făcut. Ceea ce e un job destul de ingrat, dar este un minim de satisfacție pe care îl putem crea pentru o societate cât mai dreaptă. Mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc și eu!